Salutare și bine ați revenit pe 10 info.com. Eu sunt Paul Someșan și în acest videoclip vom rezolva mai multe probleme cu metoda Greedy. După cum probabil bine știți, în ultimele două videoclipuri am discutat despre acest capitol. În primul discutând teoria, iar în cel de-al doilea am rezolvat cele mai ușoare probleme de aici. Iar în acest videoclip voi urmări să rezolvăm încă două probleme puțin mai dificile de la metoda GRIDI, în așa fel încât să fie acoperite cam toate, toată materia și toate nivelele de dificultate pe care le-ați putea întâlni la clasă. Uh, astfel, în acest videoclip am marcat aici două probleme, ce anume problema spectacole și problema pachete. Înainte de a începe, uh, dacă vă place tot ce lucrez eu pe acest canal, nu uitați să dați like și subscribe și, desigur dacă vreți să mă urmăriți, să vedeți uh, ce fac eu în, ziua de zi, în viața de zi cu zi, puteți să îmi dați follow pe Instagram. O să vă las aici în colțul ecranului un link și puteți apăsați acolo și să îmi dați follow ca să fiți mai aproape de mine. Haideți să începem cu prima problemă. Este problema spectacole uh, cu ID-ul 353. Și la această problemă, uh, cerința sună în felul următor. La un festival sunt programate N spectacole, pentru fiecare se cunoaște momentul de început și momentul de sfârșit, exprimate prin numere naturale. Un spectator dorește să urmească cât mai multe spectacole în întregime. Detenează numărul maxim de spectacole care pot fi urmărite, fără ca acestea să se suprapună. Fișierul de intrare, spectacole cu punctin, conține pe prima linie numărul natural N, pe fiecare dintre următoarele N linii se aplică două numere naturale x, XY, reprezentând momentul de început și momentul de sfârșit al unui spectacol. Fișierul de ieșire, spectacole cu punct va conține pe prima linie numărul S, reprezentând numărul maxim de spectacole care pot fi în, uh, urmărite, fără să se suprapună. Vedem aici că avem un număr de maxim 100 de intervale de timp. Desigur, da, ora de start și respectiv ora de final este limita un milion. Pentru fiecare spectacol avem că ora de start este mai mică decât ora de finish, așa cum este uh, normal. Dacă momentul de început al unui spectacol și momentul de sfârșit al altui spectacol coincid, pot fi urmărite ambele spectacole. Adică ne putem teleporta de la un spectacol la celălalt instant, fără să mai pierdem vreo unitate de timp. Aici avem indicii, uh, adică indicii. Avem datele de despre spectacol, ora de start, ora de finish, ne treabă numărul maxim de spectacole pe care le putem urmări. Acum, dacă vă amintiți, ziceam că metoda Gridi se bazează pe faptul că la fiecare moment de timp când putem face o alegere, vom face alegerea cea mai bună la momentul de timp. Uh, respectiv. Și anume, ce înseamnă cea mai bună alegere la momentul de timp de aici? E bine, cea mai bună alegere la momentul de timp uh, Delta Tech, facem decizia, în cazul de față, este spectacolul care se termină cel mai devreme. Da? Adică oricând pot să aleg un spectacol, voi alege spectacolul dintre cele pe care le pot alege, care se termină cel mai devreme, pentru că asta ar presupune că eu pe viitor pot să urmăresc cât mai multe spectacole, da. Și atunci, din acest punct de vedere, ce o să facem la această problemă este să sortăm intervalele după ora de finish și de fiecare dată vom lua uh, spectacolul care se termină cel mai devreme și ora lui de finish ar trebui să fie începutul următorului spectacol care ar trebui să se termine și el cât mai devreme posibil. Și atunci vom sorta toate intervalele astea după ora de finish și după ce le avem sortate, începem uh, cu primul spectacol și continuăm. Logic și natural, aici este o diferență între logic și natural, pentru că logic și natural, dacă vreau să mă uit la cât mai multe spectacole, pe lângă că voi, uh, voi uh, vrea să am ora de și cât mai mică, aș vrea să am și uh, durata de timp cât mai mică. Dar în această problemă nu interesează cât stăm la un spectacol, ci ne interesează doar să urmărim cât mai multe, motiv în care nu vom lua în calcul diferența dintre start și uh, final. Și atunci, aici ne vom face un struct uh, spectacol, spectacol uh, care va ține minte int, uh, start și finish, care o să ține minte despre fiecare spectacol, ora de start și ora de finish. Da? După aceea aici vom avea un A uh, de 101 pentru că avem maxim 101 spectacole, da? uh, vom avea un N pentru că avem N spectacole și după aceea vom, vom, va trebui să sortăm spectacole. Sortare spectacole, La care vom trimite desigur spectacol A și un N. Îmi place să fac funcțiile cu parametri și de aceea pun chiar dacă coincid valoric numele, nu are nicio relevanță. voi face cu parametri. Da? Haideți să citim spectacolele. Aici, aici avem cele N spectacole. a d i aici Așa, e puțin greu să scriu acum până mă obișnuiesc pentru că între mine și tastatură este microfonul pe care l-am cumpărat pentru că am primit multiple plângeri despre calitatea sunetului. Așa că sper că din acest videoclip încolo să se audă mult mai bine pentru că voi folosi un microfon. Ok, acum că am citit, n-am citit bine spectacole, va trebui să citim adi.start și adi.finish. Da. Bun. Și mai mult decât atât, acum ar trebui să sortez spectacole, desigur, după criteriul pe care vi l-am spus, anume după ora de finish, să fie în ordine crescătoare. Și atunci vom face o metodă de sortare prin selecție. E strict mai mic decât N. Plus, plus. Asta e metoda elevului, cum vă spuneam mai de mult. J egal cu I plus 1. J mai mic sau egal decât N. Plus, plus J. Dacă ADI.finish am zis că resortăm crescător după finish, deci dacă ADI.finish este mai mare decât ADJ.finish, atunci vom da swap ADI cu ADJ și vă spuneam că făcând acest lucru se interschimbă atât valorile de start cât și valorile de finish. Da? Bun, și acum avem sortate spectacole și ce ne interesează pe noi este să vedem spectacolul, numărul de spectacole pe care le putem vedea. Acum, de la sine înțeles este că un spectacol cel puțin putem vedea, Și atunci o să dăm contor egal cu 1, intrăm la spectacolul care stă în cel mai devreme, și o să țin minte despre el doar finish, ora de finish, or fin. Da? care o să fie ad 1finish da? pentru că ele sunt sortate. Cel de la poziția AD1 o să aibă cea mai mică valoare în variabila finish. Și acum, o să facem un for de la i egal cu 2, i mai mic sau egal decât n, plus plus i. Și dacă spectacolul curent de la poziția i începe după ora de finish, atunci îl putem folosi. Și atunci, dacă ora finish, om ora fin, este mai mică sau egală decât a de punct start, da, ora de start ce, ce voi face eu va fi să dau contor plus plus numărul de spectacole să crească și desigur dacă am intrat la acest spectacol va trebui să nu uit ca la ora de finish dacă am intrat la el, ora de finish se schimbă pe adi.finish, da, pentru că dacă am intrat la adi.start la ora adi.start mai pot să intru la alt spectacol după ora adi.finish da, atunci ora de final va fi aceasta, o să șterg acolo adele astea inutile, de aici și ce voi face aici va fi să mai afișez contorul, pentru că asta este numărul de spectacole la care pot să merg. Da, și cam asta ar fi rezolvarea acestei probleme. Desigur, vedeți că problema este cu fișiere. Noi, momentan, nu avem fișiere la ea, dar uh, o să îi punem fișiere aici. Vedeți că ne dă 5, care 5 pare a fi rezultatul corect. Haideți să te testăm problema și să vedem uh, cum ne, cum funcționează. Ok, avem aici spectacole.in, off stream spectacole out spectacole. Da, deci avem spectacole.in, spectacole.out. spectacole. spectacole Haideți să afișăm. Uh, să trimitem soluția și vedem. Astăzi se mișcă foarte bine pe BeInfo. Uh, e, e, chiar 24 decembrie, bănuiesc că nu e foarte multă lume pe, PB info. Dar, desigur, noi suntem aici pentru că am timp liber și știu cât de importante sunt pentru voi aceste tutoriale, motiv pentru care lucrez cât de mult pot la ele. Ok? Avem problema spectacole și am mai pregătit pe astăzi încă o problemă pentru voi și este vorba despre problema pachete. E o problemă interesantă, o problemă pe care mi-ați propus-o voi. Deci, din acest punct de vedere, o vom rezolva. Uh, chiar acum, uh, n-am citit-o recent din 2019, văd că n-am mai rezolvat, dar cu siguranță este o problemă de gridi care e marcată ca fiind medie, deci n-ar trebui să fie ceva foarte, foarte complicat. Eu vă șterge aici soluția pe care am scris-o și haideți să citim problema. Într-un depozit există un RAF cu N plus 1 spații de depozitare numerate de la 1 la N plus 1. Primele N spații de depozitare sunt ocupate cu N pachete numerate cu valori între 1 și N, iar spațiul de depozitare N plus 1 este gol. Administratorul depozitului decide mutarea pachetelor astfel încât pentru orice I, pachetul numerat cu I să se afle în spațiul de depozitare I. Pentru aceasta se va folosi spațiul de depozitare suplimentar M plus 1, singura manevră validă fiind mutarea unui pachet dintr-un spațiu de depozitare în altul, cu condiția ca acesta să fie gol. Deținați o sugestiune de manevre prin care fiecare pachet să fie în spațiul corect. Deci, practic, noi vrem primul pachet să ajungă pe prima poziție. Dar trebuie să facem o interschimbare în așa fel încât să eliberez prima poziție și să pot pe prima poziție să duc valoarea lui 1. Și haideți să vedem cum facem acest lucru. Um, uh, Fișierul de intrare de pachete.in coție pe prima linie numărul N, iar pe a doua linie N numere naturale separate prin spații. Așa și aici am citit deja. Uh, fișierul de ieșire va coție pe prima linie numărul M, reprezintă numărul de manevre efectuate. Pe fiecare întâlnitare M linie se deschide o manevră prin două numere I J, cu semnificație să se ia pachetul de la I și se mută la spațiul J. Ok. Și atunci, asta este una dintre problemele la care vă spuneam, nu, nu vom face nicio sortare, ci vom vedea, vom implementa modul natural de a rezolva o astfel de problemă, da? Cum rezolvăm din punct de vedere natural o problemă de acest gen? Ei bine, noi ne imaginăm aici că avem un 0, da? Pe care îl putem folosi. Și atunci, dacă eu vreau pe unul de aici, da? Unul acesta, să-l duc la poziția 2, pe 2 o să-l iau de aici și o să-l duc aici, Automat se eliberează spațiul de aici, de unde le iau pe 1, îl duc aici. Și pentru ca, pentru ca algoritmul să funcționeze cât mai bine, voi elibera din nou poziția în plus, ducându-l pe 2 aici. Da? Și astfel am făcut 3 manevre. Nu, nu pot să zic că asta mă va conduce la un rezultat minim din punct de vedere a numărului de operații, totuși nu ne cere acest lucru. Dar zice aici, numărul de manevre realizate nu trebuie să fie minim. Și atunci voi face câte 3 manevre pentru fiecare pachet ne la locului, în așa fel încât mereu pe ultima poziție să rămână etajera goală. Ok? Din nou, repet, numărul de pachete niciodată nu va fi minim cu metoda pe care am descris-o acum. Și atunci, ideea e în felul următor. O să avem un N și un A de 101. O să citim aici N-ul nostru și o să citim I mai mic sau egal decât N plus plus I ADI. Și acum, ideea e în felul următor. O să parcurgem fiecare poziție, ca și poziție vorbind, da? din acest șir, de la i egal cu nimeni, x egal de câte plus plus i. Dacă, și acum, dacă, uh, practic, dacă pachetul i, if ADI nu e egal cu i, va trebui să facem niște uh, interschimbări. Acum, cel mai important lucru ar fi, dacă ADI nu e egal cu i, să mergem să găsim unde este i-ul. Da? int indice i egal cu uh, i, dar întotdeauna o să-l găsesc. For, int j egal cu i plus 1, j mai mic sau egal decât n plus plus j, dacă uh, a de j egal egal cu i, int i egal cu j, da, adică valoarea i se află la poziția j. Și atunci, dacă se află la poziția j, eu va trebui să fac următorul lucru. Va trebui pachetul de la poziția I să-l duc la I plus 1. Acum o să fac direct afișări, după aceea o să vedem cum facem să afișăm numărul de pachet. Și atunci, logic, am găsit poziția unde este elementul care trebuie să fie la poziția I. Știm că suntem pe poziția I și atunci ce o să facem? O să luăm pachetul de la poziția I. O să-l ducem la poziția N plus 1. Da, deci de la poziția I îl iau și îl duc la N plus 1. Aici avem un backslash N. Am eliberat poziția N, așa că o să iau elementul de la poziția indi, care e chiar i, și o să-l duc la poziția i. Da, îl duc la locul lui. Și acum, teoretic, am terminat, dar vă spuneam că pentru a putea aplica acest proces în mod repetitiv, va trebui de asemenea să îl iau ce am la n plus 1 și să-l duc la poziția indi. Și atunci, da, pentru că vreau non-stop să rămână poziția n plus 1 goală. Și atunci o să-l iau pe elementul de la M plus 1, care o să fie, de fapt, 2 în primul caz, vedeți în exemplu, și o să-l duc la poziția unde l-am găsit pe ei, adică la poziția 5, care este in -E. Și, din nou, dăm un backslash N. Repet, numărul de, numărul de soluții pe care, numărul de mutări, nu va fi niciodată minim. Pentru că, clar, dacă eu îl iau de la M plus 1 și îl duc, aici e o manevră în plus, total inutilă, dar care îmi permite mie să automatizez procesul, da? Pentru că eu, orice aș, orice aș face, pe ultima poziție, mereu, da? Mereu voi avea elementul gol și atunci știu că pot să iau elementul de la poziție să-l duc pe elementul gol, pe poziția goală, să-l iau elementul cu, corect, să-l duc pe poziția lui și după aceea, ca să pot repeta procesul la următorul pas, va trebui să-mi eliberez din nou N plus 1. Vedeți că aici folosim chiar N plus 1. Bun, uh, haideți să vedem, uh, acum aici trebuie să dau un refresh pentru că am stricat exemplu. Dăm un run rapid să vedem o, o succesie și să vedem dacă e corect și hai să vedem ce zice. Zice că de la poziția 1 mă duce la poziția 6, de la poziția 5 mă duce la poziția 1 și de la poziția 6 mă duce la poziția 5. Deci după, după interschimbările astea, lucrurile vor arăta în felul următor. Voi avea 1, 5, 4, 3, 2 și asta este. Da, am folosit etajera în plus 1 ca să fac interschimbarea între 1 și 2. Efectiv, ca și metoda paharelor, dacă o știți de interschimbare, când nu folosim swap, ci folosim uh, metoda aceea de interschimbare. Acum, pe 5 o să-l duc la poziția lui. Da? Uh, și atunci, de la poziția 2, îl duc la poziția 6. Da? Uh, de la poziția 2, îl duc la poziția 2. Uh, o secundă să vedem aici care e problema. La poziția 2. Uh, aici avem o mică problemă, stați să vedem, ori am citit eu greșit, ori nu. Deci, uh, de la poziția 2 îl duc la poziția 6. Stați să vedem ce am scris aici. Uh, Adj egal, egal, cu... ah, da, 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 sigur, sigur, sigur. Am uitat să facem un lucru foarte, foarte important. Va trebui să interschimbăm valoric vorbind. Da, deci după toate mișcările astea trebuie să interschimbi valorii vorbind ADI cu A de Da, deci trebuie să schimb valorile și pe vector, că eu nu le schimbam pe vector, da? Deci am aici se duce aici, vedeți? 1 vine la 2. Eu după mă făceam, efectiv, afișam schimbările, dar Uitasem să interschimb efectiv valorile lor, da? Adică să îi dau aici 1 și acolo 2. Și după aceea nu-l mai găsea pe 2 niciunde. Ok, acum ar trebui să fie, ar trebui să fie bine. Uh, oricum o să avem mai multe operații, da, îl ducem pe 1, pe prima poziție, astea e clar. Pe 5 îl ducem la poziția 6, elementul de la poziția 5, care e chiar 2, îl duc la poziția uh, uh, 2. Da? Și după aceea cel de la poziția 6 îl duc pe poziția 5 și o să vedeți că chiar 5 chiar ajunge pe poziția lui finală. Și după aceea mai trebuie să fac deschivare între 4 și 3, o să-l duc pe 4 care e la poziția 3 pe poziția 6, o să-l pe lângă de la poziția 4 care e 3 și îl duc pe poziția 3, că e 3 îl fixez la poziția lui și după aceea le iau de la poziția 6 pe 4 și îl duc pe poziția 4 și după aceea vectorul nostru devine sortat. Um, ce avem de adăugat aici este numărul de operații, da? Pe care o să trebuiască să le numărăm și ca să le pot număra o să-mi o structură struct uh, mutare da, de int st uh, fin start și final o să zicem un vector aici are și câte mutări putem face maxim 300 să zicem 301, da, pentru fiecare, pentru fiecare i să fac 3 mutări 301 și desigur aici o să am indr de la indrez deci ce o să fac aici o să fie uh, rez de plus plus in dr egal punct st egal cu i rez de in dr dr egal cu n plus 1 și o să iau cu copy paste linia asta de cod să o pun peste toate celelalte aici o pun și acum o să fie egal cu indi și aici o să fie vorba de i Așa. Și după aceea o pun peste asta și o să fie de la N plus 1. Chiar am copiat numai afișările. De la N plus 1 la poziția in Și acum ștergem și linia asta de cod de aici. Da. A, și la final o să afișăm in scuzați. și un endline. Și după aceea vom afișa de la pozit de la i egal cu 1 până la i mai mic și egal decât i n de r plus plus i. Vom afișa rez de i punct stânga spațiu rez de i dreapta și desigur sau punct fin. O să facem dreapta aici, că, ca să nu mai modifică peste tot am folosit cu dreapta dreapta și desigur să nu uităm să dăm un backslash n, Ok? Și asta ar fi uh, rezolvarea acestei probleme. Haideți să-i dăm aici un paste. Clar o să am nouă interschimbări, le-am verificat, sunt bune și asta ar trebui să fie rezolvarea acestei probleme. Pentru 100 de puncte și pentru punctaj trebuie să nu uităm să punem uh, fișierele de intrare, pachete.in și respectiv pachete punctat. Uh, aici avem V-am spus, e destul de, de ciudat de scris, uh, la tastatură cu microfonul între mine și tastatură. Uh, poate o să găsesc ceva modalitate de a-l prinde pe un suport. Uh, dar mai este timp. Acum aș vrea să mi ziceți vă rog în secțiunea de comentarii dacă se aude mai bine, pentru că acest lucru e deosebit de important pentru mine să știu că calitatea sunetului este una foarte bună. Perfect, atunci avem aici și soluția la pachete. Sper că ați înțeles o aici am ținut minte toate schimbările, repet, nu este o soluție optimă. Ba, din contră, e o soluție destul de, de lentă. Totuși, există și problema pachete multe, dacă vreți să vă testați cunoștințele, la care avem 100.000 de pachete și nu mai putem face o rezolvare chiar de acest gen. Veți vedea, e mult mai interesantă. Dacă vreți să facem și pe asta, lăsați un, un mesaj în comentarii și de ce nu o vom rezolva și pe aceasta, dar aici lucrurile sunt mult, mult mai interesante. Ok, uh, cam atât pentru acest videoclip cum spuneam, nu uitați să dați like și subscribe dacă ați găsit util acest videoclip, să-mi dați un follow pe Insta pentru a ține mai aproape și acolo aștept în mesaje private și propunerile voastre despre alte videoclipuri pe care vreți să le fac. Noi am terminat cu metoda greedy, în următoarele, vid în următoarele videoclipuri vom discuta despre dinamică, probabil la dinamică vom sta puțin mai mult pentru că este un capitol care mi îmi place foarte mult și un capitol care eu îl consider destul de important, unde vreau să vă arăt mai mulți algoritmi. La școală, în general, se trece repede prin el pentru că pentru BAC nu este foarte important, dar pentru cultura a voastră generală de informaticeni, capitolul de, de dinamică este unul foarte, foarte important. Vă mulțumesc mult pentru vizionare, nu uitați dați like, subscribe, iar noi ne vom revedea într-un videoclip următor. Să aveți o zi minunată și, desigur, sărbători fericite!